Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, onorată asistență, distinși invitați. Nu întâmplător se spune că orașele mici au destine mari. Șimleului a fost răzit să aibă oameni deosebiți, care să lase urme palpabile ale trecerii lor prin viață. Indiferent în ce domeniu și-au desfășurat activitatea, medical, juridic, construcții, învățământ, cultură, politică sau agricultură, șimleoanei au știut să-și graveze numele în clepsidra timpului, lăsând urmașilor mărturii de necontestat ale atașamentului lor la colectivitate, respectiv la bătrâna urbe Silvan. Un exemplu grăitor este concitadinul nostru, domnul George Mureșan, omul care păcătuiește, aș zice eu, prin modestie și se risipește prin dărnicie. Periodic, în ultimii ani, a oferit șimleoanilor și nu numai, cu multă dragoste și generozitate, clipe de înaltă trăire estetică și artistică, izvorâte din prea plinul sensibilității sufletului său de poet. N-a făcut averi și nici nu s-a străduit să-și facă loc în topul celor 300 de cei mai bogați oameni ai României, preferând să-și adune numele, vorba marelui Arghezi, pe o carte, pe care apoi s-o lase urmașilor. Se știe și ați văzut, v-ați convins, că din scris și din condei, împerechind cuvinte și construind imagini, nu se face avere. Din contră, îți risipești truda cu bună știință. Și totuși, deși a debutat în urmă cu mulți ani într-un volum colectiv de versuri ale poeților sălăjeni, editat de Comitetul Județean pentru Cultură, pentru ca în anul 2006 se izbucnească precum un vulcan, cu un splendid volum sugestiv intitulat Cioburi de Lumină. A continuat să ofere șimleoanilor, volum după volum, și aș aminti următoarele volume. Colier de licurici și Flore de rouă în 2007. Volume pe care le aveți expuse pe masă. Precum și volumul pentru copii, Imagini din copilărie. Volume în care cei care ați avut paciența și le-ați lecturat, ați văzut, debordează prea plinul sensibilității sufletului său. Dar cine este de fapt George Mureșan? Este omul cu rădăcinile adânc înfipte în pământul transilvan, sălăjan jet pe jet, născut la 25 martie 1955 în Chiești, localitate care în semn de recunoaștere a meritelor sale l-a declarat cetățean de onoare. După absolvirea liceului, urmează cursuri de școlii tehnice sanitare, calificându-se ca tehnician și angajându-se la Spitalul Orășeresc și Șimleu Silvaniei, acum 40 de ani, unde își desfășoară activitatea și în prezent. Poate și acest lucru este încă o dovadă a stabilității și perenității sentimentelor sale. Cum spuneam, este omul atât de modest și discret, încât trece neobservat prin peisajul citadin. Așa a trecut o viață întreagă, neobservat prin oraș, fără să facă valuri, fără să încerce să iasă în față, nici înainte de marea înghesuială la Ciolanul Puterii din decembrie 89, nici după. El a fost omul simplu, modest, care și-a văzut de carte, de muncă, de familie. Este căsătorit soția Maria, fiind lucrător comercial, și îmi permit să afirm, o femeie de excepție, căreia nu degeaba, vreau să cred, îi sunt dedicate toate volumele și versurile. Au împreună doi băieți, George și Gianni. Distinși prieteni,
Volumul pe care am cinstea și în același timp plăcerea să vi-l recomand cu căldură pentru a-l încălzi la oaza sufletului se numește Umbre în oglindă și însumează o parte din nopțile de veche și neliniști creatoare din ultimii ani ai poetului și omului de fină observație lirică George Mureșan, cel care a împerecheat în acest volum slova de foc cu slova făurită gingaș, a împerecheat iubirea și purul sentimentelor cu duritatea granitului. Volumul a apărut, la fel ca precedentele, sub oblăduirea editurii Societății Culturale Pro Maramureș Dragoș Vodă din Cluj-Napoca, în condiții grafice excelente, de excepție, aș zice. Și aici aș vrea să menționez cele două coperte, superb executate, o idee șimleoanului, am înțeles, Adi Dragomir, pe care îl felicit cu această ocazie. Deci, condițiile grafice excelente, de excepție, cum spuneam, dar mai ales un efort financiar deosebit din partea autorului, a celor care îl iubesc și prețuiesc, și am numit aici sponsorii, și nu în ultimul rând, al familiei sale. De altfel, această prestigioasă editură clujană i-a și răsplătit efortul poetului cu o diplomă de excelență. Prezenta carte debutează cu un motto aparținând lui Octavian Paller, pe care îmi permit să-l citez. Ceea ce nu trăim la timp, nu mai trăim niciodată. Completat fiind de un alt motto al celebrului psihiatru Sigmund Freud, care afirmă: omului îi trebuie un vis ca să suporte realitatea. Iată onorată asistență sintetizat tot crezul vieții și existenței autorului acestui superb volum pe care ne-l oferă la început de an. Poetul George Mureșan a dovedit în celelalte volume că a știut să trăiască visul iubirii la timp, reușind să suporte realitatea crudă, mereu cu inima deschisă și sufletul plin de culoare, gingășie și puritate. George este omul care, aș zice eu, visează color. Și mai mult ne împărtășește visul nouă cititorilor, dăruindu-ne imagini motrice uneori, cinematografice sau diafane tablouri pictate cu cuvinte pe pereții realității contemporane. Chiar dacă acest al cincilea volum nu are specificat pe pagina de gardă că este dedicat celei care de o viață este alături, îl inspiră și îi dă acea stare de liniște atât de necesară actului de creație, cititorul își va da seama cu ușurință că toate pastelurile lingvistice care alcătuiesc această galerie, reflectate în oglinda sufletului poetului, sunt flori dăruite distinției sale soții, doamna Maria. Pe imaculatul celor 200 de file, George a însăilat 145 de poeme, de picturi literare, aș zice eu. Dacă, așa cum afirmam cu alte ocazii, renascentiștii spuneau că pictura este sufletul artistului așezat pe o pânză, eu aș zice, fără teama de a greși, că toate cele 145 de picturi literare sunt sufletul poetului George Mureșan reflectate în oglindă. Ca în celelalte apariții editoriale, poetul nu și-a ordonat creațiile după o anumită temă, timp al creației, motiv sau altă găselniță poetică. Poeziile se succed fără vreo aparentă legătură între ele și sunt o sinteză a muncii sale din nopți de neliniști creatoare, începând din anul 2007 și până la finele anului trecut. Ultima poezie este datată 5 decembrie 2013.
În prezentul volum veți întâlni poezii de dragoste, filozofice, sociale, patriotice, religioase sau cu profunde accente de critică și chiar militante. Volumul se deschide cu o mărturisire îngemănată într-un punct de lacrimi, pentru ca apoi să urmeze poezia care dă titlul volumului, Umbre în oglindă. Ca niște umbre în oglindă suntem călători în noapte. Doar ochii pot să aprindă lumina ce azi ne desparte. Într-o iarbă de lacrimi udă, aud pașii ce-și caută drum. Și timpul e doar o secundă, evadat din același parfum. Ca niște umbre în oglindă, ne strecurăm spre tăcere. O vorbă poate să aprindă lumina ce în brațe te cere. Timpul nu mai are margini. E o poartă cu uși neînchise. Și noi suntem niște pagini dintr-o carte veche de vise. Ca niște umbre întemnițate în lumea ce apune în oglinzi, mai așteptăm încă o noapte în care lumina s-a aprins. Vom arde pe rugul de maci ca două lumânări interzise și ei vor rămâne mai săraci, cel puțin cu o carte de vise. Trece de la o stare sufletească la alta, devenind dur și trage un semnal de alarmă al cruntei realități pe care o trăim. Este poezia a plânge. Se întâmplă lucruri fără rost. Trăim din ce în ce mai prost. Simt speranța cum se frânge, reinventăm verbul a plânge. Invidia mușcă adânc din noi, istoria ni se aruncă la gunoi. Și tot ce astăzi mai contează e coșmarul celui ce visează. Se rup lacrimi între pleoape, roa în ea o să ne îngroape. Dar noi nu știm să ne trezim, numai în somn ne mai iubim. Noi nu mai știm cine am fost, trăim din ce în ce mai prost. Ne plătim în rate tot ce avem, amenințați ca de un blestem. Simt speranța cum se frânge, reinventăm verbul a plânge. Se întâmplă lucruri fără rost, când ei ne fac prețul de cost. Uneori devine conciliant. Azi când vechiul dicton aforism latin homo homini lupus, în traducere liberă, omul se comportă ca un lup cu semenul său între oameni, deci când acest aforism este mai actual ca oricând, el este conciliant, iertător. Este poezia Încă mai poți. Poți încă să te ridici dacă unii te vor jos. Mai poți încă zâmbi spre tot ce-i frumos. Să ai lumină în ochi și să poți să zâmbești, chiar dacă zgropi acolo unde pornești. Să poți ierta mereu pe cei ce îți greșesc, chiar dacă ți-e greu când știi că te urăsc. Crede în adevăr azi, mai mult decât ieri. Ridică-te când cazi, în fiecare zi să speri. Când unii te vor jos, să te ridici mai poți. Iubește ce e frumos și iartă-i azi pe toți. Fără să surprindă pe nimeni, în special pe cei care i-au lecturat celelalte volume, îl întâlnim în posturi filozofice, cochetând cu irreversibilitatea timpului. Iată, spre exemplu, poezia Blocați în ieri. Vechi speranțe dau târcoale, haide să o luăm de la început. E vânt prin buzunarele goale, parcă ne-am întors în trecut. Noi privim mereu spre viitor, cu ochii în ceață scufundați, dar pregătiți mereu de zbor, uităm că aici am fost blocați.
Atmosfera veche fără nume azi ne poartă înspre nicăieri. Și nimeni nu ne poate spune dacă ziua de azi nu e tot ieri. Poate că în oceanul de păreri cu care astăzi suntem sedați, vom găsi un mâine, nu un ieri, că noi suntem în ieri blocați. Vechi speranțe dau târcoale, noi privim mereu spre viitor. În buzunare arde vântul care să ne ridice spre un alt zbor. O liniște cioplită într-o piatră strică acest echilibru precar. Și apoi totul va fi ca altă dată, nimic nou în cavoul planetar. Ce frumoasă expresie! Umbre de corp în suflete gri nu există spre cer ascensoare și noi mereu între a fi, a nu fi, suntem umile conturi bancare. Vechile speranțe dau târcoale, dar noi privim înspre nicăieri și ne macină crunta întrebare. Oare azi nu e încă o zi de ieri? Ca un om de cultură, își deplânge confratele plecat cu cenaclu în sferele celeste. Este poezia dedicată memoriei poetului Adrian Păunescu, concediu de o clipă. Mă doare să te știu plecat și mă doare lumina stinsă. La tine în odaie peste pat stă cuvertura neatinsă. Ți-ai luat concediu de o clipă. Nu ai mai putut să stai și s-a mai frânt încă o aripă. Te-ai dus să faci cenaclu în rai. Te așteaptă Ion și Doina s-a prins lumina să mai aștepți cuvinte în poezii, să mai cânți de Basarabia și Bucovina și să vă bucurați precum niște copii. Piti și acolo. Și Tatiana a venit, așteptând să cânte, să încânte cerul. În liniștea stelară cu pași grăbit, urcă pe scenă și fratele Vieru. Mă doare să te știu plecat acolo unde nu te pot atinge. Mulțumim pentru tot ce ai lăsat, dincolo de lacrima care se stinge. Deși afirmă sus și tare că viața este un film prost făcut și prost regizat, cu imagini sumbre și actori grăbiți, în care fiecare dintre noi am avut roluri, mai mari sau mai mici, totuși iubește cu patos și patimă viața. Reușește să ne convingă că iubirea nu are granițe, nici vârstă, nici limite. Este poezia, ești tot mai frumoasă.